Ne-am întors în direct. Să ne cunoaștem că până la urmă a fost o toamnă și un început de iarnă. Au fost frumoase, nu? Cu politicienii noștri discutând principii. Vă aduceți aminte, se așezau și discutau principii și soluții. Asta era în capul lor, principii și soluții. Doar asta aveau în cap, altceva nu. Sigur, după aia au început să discute și despre funcții. Despre persoane. Despre persoane și funcții. Să vorbească despre persoane, despre funcții, nu pentru că și-ar fi dorit. Dar în funcție de principii, atenție. Adică funcții ca funcții, dar în funcție de principii. Negocierea pe posturi, Radu, a fost partea neplăcută a discuțiilor dintre partide. Și o extrem de marginală. Adică eu nu... i-am urmărit în ultimii ani pe liderii partidelor politice. Pe domnul Câțu nu, de foarte mulți ani, că 2016 s-a apucat dânsul de politică. Da. Cât s-a putut l-am urmărit, Marcel Ciolacu, na. Îl știm, vorba aia. Vânătorul nostru, până la urmă. Așa? Și al lor. Ăștia nu sunt oameni care să-și împartă funcțiile. Ăștia sunt oameni cărora le place să discute pe ideologie, pe doctrină, pe nuanțe, pe viziuni. Și ai să nici măcar pe proiecte, pentru că proiectul este o vulgarizare a viziunii. E o chestiune mult prea aplicată. E... Tu trebuie să ții discuția în sfere înalte. Aduce în derizoriu până la urmă. Nu cobor în material. Exact. Exact. Rămâi în sfera aia. Și găsești și soluția asta. A politicii intelectuale. Și trebuie să spui că s-au găsit și soluții. Soluțiile, bineînțeles, au fost consecința firească a unor discuții despre principii și despre viziuni. Da. Și din această ciocnire a viziunilor, da, au rezultat niște soluții pentru poporul român, niște proiecte, le putem numi proiecte de țară. Eu nu spusesem viziuni. Și s-au și împărțit funcțiile de prefect. Asta te văd mai degrabă de la sine. Că spui că... că nu-i văd eu pe președinții, pare, îl vreau pe ăla de la Cluj, dă-mi-l pe ăla de la Iași. Nu, asta nu văd. Asta nu, vă asta nu se va, nu s-a întâmplat. Dar... pur și simplu s-au așezat așa, de la sine, s-au degajat în urma discuțiilor. Degajat, ăsta e un alt termen pe care de care se întrebuințau. Trebuia ca să mă întreb că ți-l spuneam. Exprimă viziuni. Deci s-au degajat niște numiri pe funcții. Da. În urma dezbaterilor ideologice purtate între liderii partidelor politice, cum este acum, și normal. Hai să vedem care e treaba cu prefecții, pentru că domnul Florin Câțu a obținut... că pare că s-au degajat mai bine decât s-a așteptat Câțu. Domnul Câțu a obținut un succes în privința prefecțiilor, că a fost criticat, că uite, acolo n-ai pus și la Iași nu ai pus prefect. Dar nici n-aveai nevoie. Acolo n-aveai nevoie. Acolo aveai primar. Hai să vedem. Sau nu aveai. Coaliția de guvernare a început negocierile pentru împărțirea prefecților de acum câteva săptămâni, iar PSD a discutat de pe poziții de forță, sub argumentul că are 40% din voturile românilor. Însă nici liberalii nu s-au lăsat și pe ultima sută de metri au reușit să mai smulgă un județ din fieful socialdemocraților. Și vorbim aici despre Buzău, județul de suflet al lui Marcel Ciolacu. Mai mult, la negocierile cu PSD, Florin Câțu a reușit să obțină prefect și la Cluj, acolo unde fostul lider PNL, Ludovic Orban, cedase inițial funcția celor de la UDMR. Conducerea PNL a reușit să impună prefect și la Suceava, o filială condusă de un greu al PNL, Gheorghe Flutur, dar care nu a avut prefect până acum. Și județul Maramureș va avea prefect liberal, după ce până acum prefectul a fost de la PMP și apoi de la USR. S-a pierdut însă Iașul și asta spun surse din PNL din cauza unor sfor trase de Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, apropiat al lui Orban, care s-a gândit să îi pună niște bețe în roate lui Câțu. Astfel, când tragem linie, filialele în care PNL o să aibă prefect sunt Alba, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călăraș, Cluj, Constanța, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui. Socialdemocraților ar urma să le revină București, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brăila, Caraș, Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea, Vrancea și Vâlcea. Iar UDMR ar avea prefecți la Arad, Covasna, Harghita și Sălaj. Foarte trivială această știre, mă uitam așa jenat, dar nu vă e rușine față de oamenii ăștia care s-au strâns acolo să caute o viziune, niște principii, să identifice niște principii în baza cărora să aplice o viziune. Nu vă e rușine să veniți să spuneți despre niște funcții pe care și le-au negociat între ei? Și apoi m-am gândit, stai domnule un pic, de fapt și negocierea asta are legătură cu viziunea, e un principiu al negocierii, stai un pic, că nu e chiar atât de trivial pe cum pare. Deci pare totuși că e un succes pe care l-a purtat domnul Florin Câțu, da, și l-apreciem și aplaudăm. Acest a moment. Negociat la baionetă. La baionetă? Aceste funcții de, da, de prefect și chiar, uite, este un succes, pentru că am tot auzit cărcotași în ultima perioadă spunând că domnule Florin Câțu nu are niciun succes. Haide, domnule, vezi de treabă. Nu, vezi că vezi asta nu-i nimic. Treabă, că mi-e rușine, păi mie de mai auzit? Păi tu și-am mai auzit? Ce? Vrei să spun? Nu. Nu că...
Cine bine, dacă cine? Vrei să spună... Bine, spune, hai. Unii spuneau numai că n-ai niciun succes. Unii ziceau că n-ai niciun viitor. Bă, n-ai, bă, sunt și astfel de oameni, Radu. Dom'le, că păi seama când am auzit nebuni, așa ceva, mi-au sângerat urechile. Plecați cu mizeriile astea de lângă mine. Spuneți așa ceva despre care probabil viitorul președinte al României. Da. Și o spun în direct. Nu poți să zici viitor de aur, că e deja compromis termenul aur. Nu se mai folosește, aur nu se mai folosește. Dar Florin Cîțu e posibil viitorul președinte al României. Dacă nu candidează nimeni altcineva, ceea ce nu era, are șanse foarte mari. Ceea ce nu era. Păi chiar e de bine. Eu asta încerc să spun. Pe de altă parte. Și poate devine și ca premier. Hai să vă mai liniștiți un pic, că v-ați tensionat. Dar liniștiți-vă, oameni buni. V-ați tensionat brusc. Da, oamenii când au auzit au ieșit în stradă și au spus, dar de ce nu-l punem acum, când este în vârful carierei? Când e probabil cel mai influent om din politică. Da. L-am auzit astăzi, s-au dus ca... nu știu că s-au auzit că a murit Gheduca, mă rog. S-a adunat împreună... Au strâns toți acolo. Toți liberalii. Ziceai că îl știau de mici? I-am văzut și pe liberale și cu tot respectul, uite că să vorbesc acum de Igheduca, de morți nu mai dă bine domnul Buzean. Da. Dar Igheduca, dacă nu murea asasinat, nu cred că rămânea așa mare lumina liberalismului. Astea sunt deja... Asta e istorie contrafactuală. Sigur, nu știm, dar nu, nu e contrafăcută. Nu știm. Și mă rog, sigur, un destin tragic a sfârșit în... Dar nu degeaba l-au împușcat. Nu putem... Domnul Buzean, nu mă faci să obiectez, încetează, nu putem, nu discutăm așa. Nu ăsta este obiectul discuției. Sigur. Spuneam doar cum i-a lovit liberalismul pe toți astăzi sau și-au uitat, Igheduca ce-o mai face? Tot mort. S-au strâns acolo, Florin Cîțu, la el în județ. Deci eu am crescut cu Igheduca în suflet și mi-a fost ca un mentor. Vă spun că am și o poză cu el. Era domnul Ciucă. Am și scris câteva cuvinte. Mă rog, nu chiar eu, dar pot să le citesc. Deci erau pătrunși de Igheduca acolo. Domnule, am înțeles. Da. A fost președinte al PNL-ului, a fost premier liberal. Dar când a fost cu Brățeanu, nu ți-aduce aminte? N-au zis un cuvânt. Cu Brățeanu era... n-am prea auzit, era... Aici era, că domne, a făcut adres... Da, deci i-a apucat... Lăsăm la o sigur, parte. E frumos să ne amintim de înaintași... Și despre, nu numai înaintași, și despre prezenții noștri... Și despre urmași... Urmașii noștri vor vorbi la aceeași manieră și vor citi acolo... Ce vor zice? Vor avea o foaie de pe care vor... Nu știu cum va fi viitorul, dar presupun... Vor avea o tabletă, mă gândesc! O tabletă! Nu mai vor mai scrie tot după... Tabletă e ceva... Care va fi domnul Claudiu Târziu, va veni cu un papirus și va citi după el. Dar cine să vorbească despre cine, domnul Buzean? Viitorii politicieni vor vorbi despre actualii politicieni, despre marii noștri liberali, uite, domnul Cîțu, despre domnul Ciucă. Despre domnul Ciucă, da? Corect. Vă spune, liberalism. A fost o luptă la baionetă dusă cu Partidul Social Democrat. Marea victorie asupra prefecților. De la finalul 2021. Păi când a luat el încă 3 funcții de prefect, așa, atunci au dat seama, băi, ăsta e mare. Băi. Nu zic, și Brătianu s-a mișcat, și ea politică. A mai fost și înainte. Igheduca, cât a trăit, s-a mișcat bine. Bă, n-ai ce să comentezi. Bă, dar cum a luat cât prefecția aia 3 în plus, da. Că nu se aștepta nimeni și... Uite așa, zăpăcit. Și când i-a luat? Da. Fix când se comemorau nu știu câți ani de la tragedia lui Igheduca. Despre... Dumnezeu să-l ierte. Nu întâmplător atunci. Atunci a fost o lovitură simbolică, despre, o lovitură ideologică. Și despre Klaus Iohannis se va vorbi despre acest succes pe care l-a avut. Peste tot a umblat, nu-i mai stăteau piciorușele alea. Cu PNR-ul. În Egipt a ajuns. Cu PNR-ul. Vor vorbi urmașii noștri, vor spune, doamne, și când a venit Klaus Iohannis... Mare PNR-ul și Klaus. Cu bani în țară, avea un sac Ioanele de bani. Cu saci. Da, știi că se și legendizează așa. Da. Și a turnat-o de așa, a fost... A venit și a aruncat așa pe jos la guvern. Că luați și dați-i la popor. Că nu degeaba îi spunea Klaus. Atenție, Klaus! Santa! De Klaus. Crăciun a venit tuta și era cu sacul de bani, faceți autostrăzi la poporul român! O să se povestească cum a venit prima parte din tezaurul, și momentan ultima, din tezaurul de la ruși, da. Pe peronul gării, da. Gării Obor, gării Obor. De est. Da. Acolo a venit prima și o să pun o plăcuță pe unde... Aici ne-a adus Klaus PNR-ul, a coborât cu vagoane. Și cum ziceau comuniștii de rege? O să le-a fugit cu vagoane, dar așa a venit Klaus cu vagoane. De... Vagoane înapoi! Era și cu Florin Cîțu. Da, da. Și cu Ciucă și... Mă rog, a fost haideți foarte să... frumos. Sigur. Te va mistifica istoria, dar asta... Uite, de exemplu, pomul ăsta Angel Salini, săracul, da. Inginerul. Dumnezeu să-l ierte, că ce și el mai nu mai e printre noi. Ce mai... Ce dacă să... era... Mai făceam câte un pod, de bine, de rău? Astăzi, uite-i! În ce situație? Cine-ți mai face podul Radu? Păi uite, spun eu! În primul rând, cine ți-l apără? Domnul Ciucă. Păi, dar nu pe al nostru, l-a apărat pe ăla de acolo. Nu contează. Și am înțeles că au tras italienii de el. Nu contează. Nu, în cide. Cert este că... Te rog frumos să-mi spui. Angel Salini a făcut un pod între PNL și PSD.
Că de asta multă lume nu înțelegea. Deci care... au unit cele două maluri ale politicii. Care-i sensul să se numească acest proiect? Nu? Și mal nu în sensul franțuzesc. Nu în sensul franțuzesc. Niciodată, românesc. Cert este că s-a făcut acest pod între primarii PSD și primarii PNL, pe care se duc banii pentru români, pentru locuitori, nu pentru ei, pentru primari, cum am zis, că am auzit că mai sunt de mult. Și acum la acest pod a venit și Nicu Șordan. A venit domnul primar. A și el cu bărcuța pe sub pod? Domne... Precum a stat Angel Salini, se spune că a stat acolo. Așa a stat, Radu. Ca să arate. Radu, îți spun. Trăinicia. Acolo era. Trăinicia. Că a asumat acest risc, înțelegi? Da. Și a venit și Nicușor și a zis... Și? Cât aveți? Nicușor, dar n-am spus, domnule, aveți noi nevoie bucureștenii de acest proiect. Păi n-a spus doamna Firea că nu se poate? Și doamna Firea a spus... Uite că nu știe, nu cunosc, nu cunosc analfabeti, niște analfabeti, nu cunosc. Nu poate să acceseze fondurile de acolo, n-are cum. Până la urmă poate. Hai să vedem. Aproape 40 de proiecte au fost propuse de capitală pentru finanțarea prin programul Angel Salini. Edilul general este însă conștient că nu va primi bani pentru toate. Am primit confirmarea oficială de la Ministerul Dezvoltării că atât Primăria Capitalei, cât și primăriile de sector sunt eligibile pentru programul Angel Salini. Reamintesc că CGMB a votat pe 8 noiembrie o listă de 37 de proiecte propuse spre finanțare prin acest program, proiecte dintre care sper să fie acceptate cât mai multe, scrie Nicu Șordan pe pagina sa de Facebook. Edilul Capitalei nu a ratat ocazia să o critique pe Gabriela Firea, după ce fostul primar a susținut că Primăria Generală nu se încadrează în programul Angel Salini și că ar fi neeligibilă. Sigur, fostul primar Firea habar n-avea acum două luni că sunt posibile astfel de finanțări, dar s-a repezit imediat să critique demersurile PMB de a le obține. Ea considera atunci că Primăria Capitalei nu se încadrează și că ar fi neeligibilă. Dacă era încă primar general, probabil n-ar fi mișcat un deget pe acest subiect. Nu mă aștept, deci, ca ea să susțină în guvern eforturile PMB de a obține finanțare prin Angel Salini, dar sper măcar să nu ne încurce, mai scrie Nicu Șordan. Măcar să nu încurce, până la urmă, vedeți dumneavoastră că... Dacă nu poți să ajungi, măcar să nu încurce. Stau așa. Dacă, Doamne, iartă-mă, din stau în felul acesta. Doamna Firea vine și scrie și de-aia se intră pe pagina de Facebook, dacă putem, oameni, cu Șordan. Are doamna... Facebook? Da, a pus acolo postarea și, mă rog, documentul, domnei Firea. Mâine, păi, mâine și face și TikTok? Pam, pam. Nicu Șordan? Nu. Doamna Firea. Doamna Firea, de ce n-ar avea de un TikTok? Ducată la acest minister, trebuie să vedem că... Mă rog, mulți minister. Acest minister are o grămadă de promisiuni făcute. Pe altceva n-am înțeles, la ministerul familiei familie. Și prieteniei și... Și așteptăm să se întâmple niște lucruri. Că dacă ne trezim, că și în urma acestui minister... Dacă nici doamna Firea nu face treabă... Păi care-i surprins, a preluat mandatul, de cât timp a preluat? De o lună, două, trei? Da. De cât timp a preluat și n-a dat niciun voucher până în ziua de azi? Dar nu mănâncă buricele degetelor să-ți dea un voucher. Trece timpul repede când te distrezi. Am intrat pe pagina lui Nicu Șordan. Am primit confirmarea oficială și Ministerul Dezvoltării. Uite, măcar în poza de profil n-are mască. Dă-i jos, dă-i jos. Deci el, Nicu Șordan, acuzat de conspiraționism, că nu se vaccinează, ăsta-i pământ, nu l-ați văzut o dată fără mască. Eu nici nu știu cum arată Nicu Șordan, că tot timpul apare cu mască. Bine, la Tudor Mușat am văzut că și-a dat jos. Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice nu știu ce cu tare. Avem documentul, doamna Gabriela Firea, iar hai să dăm click pe doamna Gabriela Firea. Dați click pe doamna Firea. Ia uite aici. Puterea de dreapta a distrus doar, nu doar capitala, ci întreaga țară. Auzi, a distrus capitala. Cel mai mare număr de decedați COVID, explozie de facturi, șomaj, firme falimentate, toată politica lor e bazată pe fake. Pe fake. Dați documentul ăsta. Pe înșelăciune. Pe mințirea în față a românilor. Deci nu se încadrează Primăria Capitalei, este neeligibilă. Nicușor nu a citit, dar se va plânge că nu e ajutat. O face deja cu mult talent. Impostorii își interpretează bine rolul. Dați așa cum intrează, e. Doamna... Dați poza asta. Lasă-l așa să nu se înțeleagă. Nici nu vreau să se înțeleagă. Asta vreau. Așa să se uite asta. Lumea de aproape să zică, ce-o scrie domnule acolo? Cine știe? Prostii în principiu, după cum v-am citit. Cert este că s-a rezolvat. S-a rezolvat, nu se poate. Se încadrează, nu se poate. Se încadrează, dar nu se poate. Dar nu se poate. Acum... Nu m-ar mira să nu primească nimic. Deși se încadrează. Că... Crezi că îi dă domnul Căciu? Scopul, până la urmă, este să-l arătăm pe acest eșec, pe acest Căciu. Primar eșuat, nu? Și banii Căciu. Bani Căciu. Căciu, așa. Căciu. A, așa, bun. Căciu și la gară. Asta este situația. Sunt, dar... în schimb, oameni care se pricep să colecționeze bani, în principal de la stat. Avem astăzi un caz spectaculos, o doamnă, o celebră sinecuristă, dacă îmi permite să o numesc așa. Sinecuristă în sensul bun al cuvântului. În sensul competent al termenului. Elena este o doamnă Petrașcu, se numește. Numita Petrașcu Elena. Da. Pare așa că zici că i-am făcut un rechizitoriu, dar nu, niciodată. Dânsa este.
Acum vrea să vă spună ceva. Uite stați cum așa. Arată. Stați numai un pic stați să vă... stați așa. Stați că vă explic. Stați că vă spun. Nu, nu, nu. Stați așa. Un moment că vă spun. Și dânsa este, titrează jurnaliștii de la G4 Media și suntem tentați să-i credem, o abonată la sinecuri în guvernele PSD, recuperată de Cătălin Predoiu, dat afară de Stelian Ion și Cătălin Drulă și recent numită într-o funcție cheie la Ministerul Economiei, unde necunoscutul domn Spătaru sălășluiește. Un personaj greu explicabil în politica domnul românească. Spătaru. Domnul Spătaru. Da. Dacă ar fi zis Claudiu Târziu ceva despre domnul Spătaru, probabil ar fi zis mare dregător. Da, da, cam asta e. Cam așa ca altceva. Ar fi încadrat. Doamna pe care o vedeți în imagine, puneți doamna în imagine, vă rog frumos, vă mulțumesc. Știți cum arată 600.000 de lei pe an de la stat? Uitați așa. Uitați-vă și dumneavoastră că cu mâna aceea cu care vă arată, cu degetul acela, și încasează. Aveți puțin tică răbdare. Și încasează și noi o încasăm până la urmă, pentru că banii ăștia... Vreau să vă spun câte ceva despre doamna în cauză, că probabil vă întreb. O punem într-un context. Dânsa a fost marți, adică ieri, pentru cei care nu știu, astăzi este miercuri, numită în funcția de secretar general al Ministerului Economiei. Că probabil mulți toată noaptea v-ați gândit, bă, cine, doamne iartă, m-o fi secretarul general al Ministerului Economiei? Doamna Pătrașcu. Dânsa în fostele guverne PSD a dus-o destul de bine. Da. Până în punctul în care a obținut 600.000 de lei de la stat. Și aș vrea să vă trec în revistă câteva dintre funcțiile pe care această doamnă le-a deținut. Sunt funcții interesante. A fost cu precădere numită de pesediști în aceste funcții, dar să știți că nici peneliștii nu au evitat-o. Obișnuită cu funcțiile de conducere la stat, ministere sau companii de stat. A fost președintele Consiliului de Administrație al Portului Constanța din 2018 până în aprilie 2021, când în urma unor rapoarte efectuate de Corpul de Control al Ministrului a fost înlăturată sau îmbrâncită din funcție. Pentru că numirea sa a fost făcută cu niște vicii de procedură. Că se mai întâmplă. Există vicii și de procedură. De-a lungul timpului, dânsa a fost în următoarele consilii de administrație. Portul Constanța, v-am spus deja, dar vă repet, CFR Infrastructură, Exim Bank, Registrul Auto Român, Telecom, astea sunt doar câteva. Bineînțeles, tot această doamnă a mai fost și secretar general al Ministerului Justiției. Și cine-i bun secretar general al Ministerului Justiției, e bun și secretar general al Ministerului Economiei, mai ales dacă, desigur, este și absolventă a, zi repede. Ai fi tentat să spui a școlii de bani și bune maniere. Nu. Da. Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu. Opa! Ei! Așa se explică. Cel care pentru prima dată a unit țările române. Întregitorul. Dom'le, ea întregit, ai văzut mai multe funcții acolo și ce mi se pare spectaculos este că la început era tentat să te critic, dar adică zic, dom'le, dar stai un pic. Dar stai un pic că femeia asta dă bine de rău. Dar... De bine de rău a fost remarcată de Adrian Năstase, care pentru prima dată a înălțat-o în gradul de director general în Ministerul Transporturilor. Deci vezi că peste tot unde o pui, ai auzit să se e șefuță. Ai auzit să se plângă cineva de ea, domnul Zanfir? Păi da, s-a plâns, uite, Ministrul Transporturilor, care a și înlăturat-o în funcție după ce două rapoarte ale Corpului de Control. Aia și plecat de acolo. Și Ministrul Justiției, care a spus, doamnă, dar deci, dumneavoastră altceva nu știți să faceți decât să luați 600.000 de lei de la statul român, a venit domnul Spătaru. Domnul Spătaru, pe care nu o să-l vedeți prea des pe la televizor. E un domn de la Partidul Social Democrat. Nu se știe de unde. E un domn de la șantierul Mangalia. Da. Care era șeful de HR la șantierul Mangalia. Și acum a venit la minister. Și ce a zis dânsul? Dar cineva care e abonat la funcții publice în ATA? Aveți pe cineva care să trece. Pe cineva din... care să cunoască să sinecuria română. Să treacă din funcție în funcție așa. Un om familiarizat cu sinecuri, un om care știe cum să ia 600.000 de lei de la statul român într-un singur an. Tu știi cât înseamnă 600.000 de lei de la statul român într-un singur an? Orice ar fi cu ei. Ai văzut în fața ta 600.000 de lei? Par bani foarte mult, orice ar fi cu ei. Dar mai mult de jumătate de milion. Că jumătate înseamnă 500.000. De banii aceștia, doamna pe care ai invocat-o, domnul Zanfir, a făcut doar bine. Nu știu dacă bine, dar rău n-a făcut. Păi, ministrul justiției Stelian Ion, la acea dată, ministrul transporturilor... O fi făcut și niște lucruri rele, până la urmă, n-ai cum să nu faci. Considera că nu e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat în minister. Da. A venit domnul Spătaru, a recuperat-o imediat, ceea ce ne face să fim extrem de atenți la numirile domnului Spătaru, că dacă dânsul a ajuns să numească în funcția de secretar general al Ministerului Economiei, o persoană pentru prima dată promovată de Adrian Năstase și ulterior săltat așa în funcție de guvernările PSD-iste, înseamnă că nu prea vrea să se rupă de trecut domnul Spătaru, care venise așa ca un tehnocrat. Cei de la Partidul Social Democrat au acum un
tehnocrat. Nu, da, au un aer, dacă ai văzut așa, un aer nou, un aer de participat. Aer greu. Competent, altceva, nu, lasă-i pe ăștia din urmă. Te uită așa într-o stare de pare noul PSD. De dezaprobare față de Dragnea, de Năstase. Vechi PSD-ști. De Năstase. Da, acolo, da, acolo tot cu ea. La umbra acestor noi apariții. Pune și acum, pune secretar general. Pune, să fie. Și văd că nici domnul Ciucă n-a avut nimic de obiectat, a spus dânsa are experiență. Da, a fost secretar general la toate ministerele. Experiență? Are experiențe? Nu experiență. Reamintim, da. În Consilii de Administrație, chiar șefă în Consilii de Administrație la Portul Constanța, care ați văzut cât de bine merge, CFR Infrastructură, și care port, e ceva portul, ce vă doriți. Portul Doamnei este. Exim Bank. Exim Bank. Tu știi câți bani ei ca membru în Consiliul de Administrație de la Exim Bank? Nu, dar știu cât... Nici nu vreau să spun, pentru că nu știu dacă vei fi capabil să finalizezi această emisiune. Cât a luat cumnatul Joana, care Costea. Conducea domnul Costea. Cum nu lucra pro bono? O să vină acum o decizie în procesul domnului Costea, care este practic fratele soției domnului Joana, nu? Al doilea om NATO. Să știi că nu greșești deloc. Vezi că mi s-a mai subțiat un pic grasul, nu mai sunt așa de învergură. Domnule, al doilea om NATO. Să pună tunurile pe tine. Ce poate să facă, domnule? Deci am vrut să semnalăm această numire spectaculoasă în fruntea Ministerului Economiei, în funcția de secretar general, această doamnă reciclată dintr-o serie de funcții anterioare, uite, că doar nu din alea viitoare, și o doamnă care, repet, sigur este competentă, e o convingere mea intimă, pentru că altfel în guvernarea PSD n-ar fi putut produce 600.000 de lei doar de la statul român, cum titrează jurnaliștii de la G4 Media. Avem pe cineva chiar de la Partidul Social Democrat care e pregătit să ne pună la punct în legătură cu aceste acuzații pe care nu spune, făcut. E domnul senator PSD Călin Matieș. Bună seara, domnul Matieș. Ce faceți, domnul Matieș? Bună seara. Vă rog să-l puneți la punct pe colegul meu. Că... de la mine, care sunt an în politică, să vă dau niște răspunsuri la o chestiune destul de grea. Eu ce măcar recunoașteți că e grea. Adică eu, de doamna Petrașcu, nici n-am avut până acum informații politice, nu m-a interesat politica până acum un an, dar ce știu de doamna Elena Pătrașcu, am văzut și eu în presă, a fost în mai multe ministere, a fost în Ministerul Transporturilor, Dezvoltării, Mediu, Justiție. N-a prea ratat. Și mistere, da, mistere, și mistere a fost. Dacă a fost inclusiv la PNL, în conducerea PNL, în conducerea PSD, cred că doamna este o bună profesionistă, nu cred că ar putea să reziste în toate, corect, prin toate partidele, dacă corect, n-ar fi o bună profesionistă. Aveți dreptate, pentru că trebuie să evităm ideea unor interese transpartidice. Și pentru că dânsa ar fi o profesionistă și singurii care au antipatizat-o și au eliberat-o din funcție sunt useriștii, spunem bună seara domnului Emanuel Ungureanu și îl întrebăm dacă nu cumva colegii domnii sale sunt neprofesioniști pentru că au renunțat la serviciile unei astfel de profesioniste. Domnul bună Ungureanu. Seara. Bună seara. Da, sunt pline ministerele de tot felul de profesioniști de ăștia care au trecut prin mai multe partide și care au avut o singură calitate, au servit partidul și clientela fie că a fost vorba de la PSD sau de la PNL. Gândiți-vă că noi am fost cam singurii care am redus aparatele astea. Aia, nu generalizați acum. Administrative supra din. Vorbim aici de un caz punctual, nu puteți să trași concluzie. Da. Știți cum e? Fiecare partid pe limba lui Pierre. Din vechea gardă a trebuit să mai aducă o prietenă, un văr. Ați văzut că cei de la PSD l-au pus pe la ANR pe vărul fratele unui șef de la PSD. Și tot timpul trebuie să se găsească, cum a zis domnul Ciolacu, ceva pentru așa cineva care nu și-a găsit loc pe cum bine a spus domnul Ciolacu. Domnul Ungureanu, vreau să vă dau o replică foarte dură, să vă pun la punct cu o zicere a domnului Daia, care a rezolvat această bravo, problemă. Bravo, mare vorbă ai zis. Adică urmează sau urmează să spun. O mare vorbă o să zică. Domnul Daia a acuzat de această Petrică, Daia, n-aveți Petrică, cum să Petrică, Daia, acuzat de faptul că și-a angajat fica acolo în structurile Ministerului Agriculturii. Asta era problema noastră. El a spus: dacă pentru ai noștri nu facem nimic, ce pentru pretenție copiii ca părinte, să avem pentru ceilalți? Bravo, da. Bravo. Deci, practic, asta arată familia nucleu de bază. Ați văzut, deci, aceste familii, da, cu G,
fie că au fost de la PSD, fie că au fost de la PNL, Cristian, și-au întrebam. Asigurat sinecuri, că a fost primărie, că a fost un spital, că a fost o ambulanță, că a fost, un minister. Dar ați văzut că și doamna, auziți, domnul Grăne, fiți atenți fază. Deci ce vă spun, râdeți de vă propodiți dacă vă spun. Și doamna ministru a sănătății l-a angajat pe soțul. Fiți atenți fază. Doamna Mihaila. La ce vă referiți? Unde l-a angajat Radu? Nu mai știu că ce este că l-a angajat pe soțul la spital. Asta e o minciună. Domnul Mătieș. Știți asta că nu mai știu că mi-a fost și rușine să citesc. Asta nu le ține minte. I-a fost și rușine să citesc. A angajat soțul nimeni din USR. Ia ziceți, domnul Mătieș, așa a fost cum a zis. Eu ceea ce știu din presă, doamna ministru Mihaila chiar îi crease un post soțului dânsei. Ia uite. Fiți atenți, domnul Ungureanu. Lasă-i, domne, pe oameni să-i spună. Vă spune că am aici articolul în față, râde-ne, ne prăpădim. Când lăudează. Soțul ministrului sănătății s-a angajat peste noapte la spitalul din Oradea. A fost singurul candidat la un concurs. Ce legătură are asta cu sănătății? L-a angajat la ministerul sănătății? Nu, la un spital acolo, da. Așa, și despre mine se spune că mi-am angajat soția la nu știu ce spital. Și adevărat? Asta sunt prostii. Dar nu e adevărat, sunt prostii. Vă dați seama, dacă ați fi prins vreun userist care face așa ceva, era de mult la pușcărie. Cât de mult era la pușcărie? Că abia s-a întâmplat. Dar știți că, uite, hai să intrăm un pic în detalii. Concursul în urma căruia domnul Marius Călin Mihailă s-a angajat pe acel post unde era singurul candidat, s-a organizat într-o singură zi. De aceea era și singurul candidat. Repet. Niciun userist nu și-a angajat neveste, gata, perișor, neamor. Gata, acum, că eu, așa mi se pare că aici, zic că... Dacă dumneavoastră îmi spuneți că e vreo legătură între, nu știu ce, doctor care se angajează la un spital și Ministerul Sănătății condus de cineva, astea sunt porcării. Deci, noi vorbim acum despre ministere unde se... angajează clientela de partid. Domnul deputat, eu v-aș întreba, eu vă spun un caz. Titularul este ministru. Domnul deputat Ungureanu, domnul doctor, eu vă spun un caz din Alba. Nu sunt doctor. Un șef de coloană, un țăriș, vicepreședinte, un șef de coloană angajat, pus la garda de mediu, vicepreședinte sau așa ceva. Deci haideți că nu putem să zică, să zicem că USR-ul este albă ca zăpadă. Păi ba da, așa a fost măcar cei 7 la început, așa a fost numit. Cum îl cheamă pe consilierul? Eu v-am spus eu și ceea ce se poate proba. Niciun ministru de al nostru, că vorbeam despre miniștri și despre ministere, nu și-a angajat neamuri, rude, pile în ministere. Asta am spus. Da, da. Că se găsesc în teritoriu lucruri, nu știu, usăriși de care nu știu eu și dacă sunt, să-i scrie presa. Am avut un subprefect în Alba pus de USR care a mințit cu diplomă, fără licență și a luat bani ca polițist o cămă de vreme. Cine, domne? Da, nu știu. Dacă știți asemenea cazuri, voi cei de la PSD care sunteți lacrimă, dați în useriști dacă vedeți asemenea cazuri. Da, eu rămân totuși, domnul Ungrean, rămân blocat în treaba asta, că a zis că, domne, nu-i normal să vorbim așa despre... Erați așa foarte, am văzut, dojenitor cu mine. Domne, soțul doamnei Ioana Mihailă, da, eu insist că ați insistat și noastră, ar mai fi încercat să se angajeze la spitalul municipal Oradea de alte 5 ori și n-a reușit până când doamna a devenit ministru. Este în subordinea Ministerului Sănătății. Există vreo legătură între cele două spese? E o coincidență, nu e ca așa, putem să vorbim despre coincidența de la... Spuneam că despre coincidențe se poate vorbi în dreptul oricărui om, îi se găsește. Bun, hai să lăsăm subiectul ăsta, că până la urmă, doamna, a fost acum sunt azi. Care se pot proba. Domnule Ungureanu, haideți să discutăm despre actualul ministru al sănătății, că are Radu insinuările astea care chiar nu și-au loc într-o emisiune de televiziune. Și nu fac cinste, trebuie să spun. Nu mai face nimeni cinste. Da. Insinuările a trebuit să se bazeze măcar pe o legătură oarecare. Dacă spitalul ăla era în subordinea, nu știu, a Ministerului Sănătății, dacă se... Nu, de către asta. Mintea bolnăvită.
bolnăvicioasă a jurnalistului. Nu mai puneți la suflet, domnul Ungureanu. Mintea bolnăvicioasă a jurnalistului s-a gândit așa. Până să fie nevasta ministru a ieșuat de 5 ori, a devenit nevasta ministru și a câștigat concursul cu toate problemele într-o singură zi, unic candidat fiind. Și vă dați seama ce-o fi fost în capul lui, că a crezut că au legătură. Eu îi spun, i-am zis de când mi-a zis, dar n-are niciun sens, da. Prea le faci numerologie aici cu oamenii. Sub ordinea ministerului. Îl știu, dar îndezie numai așa face. Da, nu aveți cu cine. Mă rog, ignorați-l. Haideți să vorbim de ce ne interesează cu adevărat. Deci, astăzi a avut o prezentare deosebită în PowerPoint sau în ce a fost, domnul ministru Rafila, nu știu dacă ați văzut graficele acelea. Am văzut, un întreg balamoc, da. Și vi se... Dumneavoastră ați spus-o. Și vi se pare că ar trebui să ne liniștim acum că a avut prezentarea aia cu doamna Pistol de la Sănătate Publică? Adică, practic, lucrurile s-au cumulat. Zic că domnului Rafila, nu știu, cineva mai răutăcios sau mai bun la suflet tot din studioul acela, că oamenii văd că sunt plini de răutăți și de rele, așa ca să mai și glumim, să-i spună domnului Rafila cineva că e ministrul sănătății, pentru că sentimentul meu este că tot domnul Arafat este ca și pe vremea domnului Voiculescu și a doamnei Mihaelă, ca să fim egali. Deci tot domnul Arafat conduce de fapt sănătatea, deci să-i spună unul domnului Rafila că e ministrul al sănătății și doi, să-i spună cineva că nu mai este în opoziție. El tot așa spunea, să se facă, va veni, ar trebui să, el este la guvernare, să le spună cineva celor de la PSD că au intrat la guvernare împreună cu partidul lor de buzunar PNL. Și să ia decizii pentru oameni, pentru popor. A fost răutate gratuită cu partid de buzunar, că ați guvernat și dumneavoastră cu partidul ăsta de buzunar. Adică și dumneavoastră da, tot partid de buzunar. Aia eram noi cei mici și PNL mare. Acum sunt... Da. Dar domnule Ungureanu, aveți ocazia să-i transmiteți interlocutorului dumneavoastră în această seară, domnului senator Matieș de la PSD? Da, el săracul n-are nicio treabă cu sănătatea. Ce să-i spun eu? E acolo la guvernare. Rafila, el n-are nicio treabă. Domnul Rafila este ministru. Eu sunt membru în Comisia de Sănătate, adică de control a Ministerului Sănătății și prin intermediul dumneavoastră îi spun domnului Rafila că trebuie să se trezească la realitate. Este la guvernare și trebuie să ne spună unde sunt antivirale de care spunea el că le vom găsi când va veni PSD la guvernare. Păi, cu pufuleții. Unde sunt antivirale? Unde este testarea de care vorbea domnul Rafila, că o să o facă el altfel. Unde e campania de vaccinare cu altă viteză? Haideți să punem problema așa. Domnule senator, ne puteți spune și nouă dacă ministrul dumneavoastră al sănătății, domnul Rafila, din ce ați observat dumneavoastră ca orice cetățean preocupat de sănătatea publică, se poartă ca un ministru? Sau ministrul în continuare e domnul Arafat și domnul Rafila e deputat în opoziție? Domnul Radu, domnul Răzvan, ziceți. De ce în guvernarea USR, PNL, am ajuns doar la o vaccinare de 40%? Pentru că a lipsit comunicarea. Așa. Comunicarea a fost proastă. Și acum la ce vaccinare? Ceea ce face domnul ministru Alexandru Rafila a comunicat ce se întâmplă, care sunt variantele, poate să fie o pandemie de un nivel minim, mediu, maxim, a prezentat efectiv toate posibilitățile ce se pot, sau ceea ce se poate întâmpla. Așa. Asta a comunicat, a spus și deja există un contract la câteva zile de la apariția medicamentului minune făcut de Pfizer. Asta nu deja spune, există un contract. Nu, într-adevăr, domnul Ungureanu poate fiind domeniul dânsului de medicină. Eu doar spun ca un simplu cetățean am văzut o comunicare ca la carte, ceea ce a lipsit până acum în guvernarea USR. Păi cine a prezentat cocoașele alea ale pandemiei, dar asta mă interesa să-mi facă o expunere frumoasă, să mă convingă, da, domnule, rămâne așa pandemia, nu mai umblați la aia? Asta poate după ce a fost prezentat toată situația și ceea ce se poate întâmpla, noi oameni onești, putem trage niște concluzii, putem să mergem să ne vaccinăm sau să știm ce... Până acum nu puteam să mergem să ne vaccinăm?
Păi da, dacă n-am avut tot felul de informații. Acum că am văzut cocoașele astea prezentate de Rafila, poate și de la secția, de a arătat Rafila cocoașa și acum ne vaccinăm. Te-a arătat pisica. Domnul Ungureanu, iată, există și abordarea asta. Acum că am văzut prezentarea asta frumoasă, am văzut slide-urile, mergem și ne vaccinăm. Dumneavoastră, când ați avut Ministerul Sănătății, de ce nu ne-ați arătat, domnul Ungureanu, slide-urile? De ce nu ne-ați arătat cocoașa? Da, nu, este foarte trist. Acum, e bine în țara asta, dacă n-am râde, am... Ceva ce să lăsăm deoparte, domnul. Mult mai mult și mult mai des. Însă, adevărul care ne izbește în față este că acum, de Revelion, toată lumea e relaxată, se organizează petreceri, ați văzut în sectorul 3 se face un mega party. După aceea ne zice domnul Rafila că vom avea un certificat verde, maro, roșu după ce vom fi infectați din cap. Maro presupun că e cel mai rău. De la sud la nord și de la est la vest. E clar că această majoritate de 75% a intrat numai să pună mâna pe bani. Când e vorba de decizii, de ce spuneți asta? AUR e cel care decide în țara asta, e un singur partid care decide în privința pandemiei. Stau și le tremură chiloții celor de la PSD și la PNL de ceea ce face AUR. Nu vă feriți de cuvinte. Sunt cu ochii în sondaje, în loc să fie cu ochii la interesul suprem. Păi și ce ați vrea să facă? Asta nu vă înțeleg. Ce ar trebui să facă? Trebuia să iasă domnul Rafila și să spună clar. În Germania, pentru că se pare că antivacciniștii, cât mai sunt ei, nu pot fi convinși pentru vaccinare, s-au achiziționat un milion de doze din antiviralul nou de la Pfizer. Iată, noi păi avem asta a spus omul astăzi, 100% dintre români refuză vaccinarea. În consecință, noi ăștia de la PSD, care suntem mai buni ca aia de la USR, am cumpărat un milion de doze asta de antiviral. Asta a spus omul astăzi, domnul doctor, din ianuarie, ați menționat lucrul ăsta, din ianuarie, care, în România. Deci care e ianuarie, fraților? Deci gândiți-vă, acum când vorbim noi, domnul Rafila este tot fostul reprezentant OMS la... Haideți, nu mai lăudați acum, ce faceți? Date despre pandemie, date despre aceste antivirale pe care nu le vedem pur și simplu. Adică domnul Rafila trebuia să arate că este mai deștept, mai competent, că are un ministru de finanțe mai bun decât l-am avut noi pe Câțu pe vremea în care eram la guvernare și face rost de antivirale. Domnul Ungureanu, numai o secundă, gata, am înțeles, hai să ne liniștim un pic. Domnule Ungureanu, hai să-i dea și domnul Matie. 20 de milioane de vaccinuri aruncate sub guvernarea dumneavoastră. 120 de milioane. Asta-i Câțu care îi spune domnului Ciolacu, partenerul vostru le-a cumpărat. Domnul Câțu, care acum e bun, îi spune domnului Ciolacu excelență. Domnul Ciolacu îi spunea domnului Câțu acum două luni hoț și îl trimitea la DNA pentru că se bat din fondul de rezervă. Era condus deci de USR, vorbiți cu partenerul. La această oră ce vă spun eu pe fapte și nu pe vorbe politicianiste, da. Nu avem antivirale. Nu avem. Domnul Ungureanu, liniștiți-vă o secundă. Liniștiți-vă. Domnul Ungureanu, calmați-vă un pic. Nu e o înregistrare. Cum era foarte calm. Bun. Așa. Dacă peste câteva săptămâni se va rezolva, adică peste a zis că în ianuarie, se va rezolva cu antiviralele, cu medicamentele, ce veți face? Veți intra în direct la noi la emisiune și veți spune, domnul Rafila, extraordinar, ce veți face? În direct și fericit pe domnul Rafila, fără nicio discuție. Rămâne o înțelegere. De pe acum, domnule Rafila, faceți rost de antivirale, pentru că acum antivacciniștii, dacă se apucă și dau buluc după ce au văzut PowerPoint-urile de la doamna Pistol, și dacă se duc pușcă la vaccinare, tot e nevoie de o lună și 10 zile ca să fie acoperiți, pentru că după prima doză
nu ești acoperit și de la a doua doză mai trebuie să treacă 10 zile. Am înțeles că trebuie 3 la 9 Omicron ca să poată să funcționeze. Gata, am înțeles. Și antivirale performante și slavă Domnului, pe vremea noastră nu era. Gata, domnul Ungureanu, liniștiți-vă un pic să mai vorbească și domnul Matiești. Să le cumpere. Și ceea ce a spus domnul Ungureanu, domnul deputat, ați luat în derâdere ce a spus domnul Alexandru Rafila, dar vreau să vă spun că a fost în comisia de muncă. Ce am luat în derâdere? Păi a fost în glumă așa cu certificatul maro, că când o să fie... Păi dacă îl faci după ce ne infectăm de... Nu, haideți să vă spun eu. Să prevină. Dacă îl punem în februarie, îl punem degeaba. Domnul deputat, dânsul încearcă să găsească cu cetățenii ca și colaborator. Nu cum ați încercat dumneavoastră împreună cu PNL-ul să încercați ce am încercat să facem? Ce am făcut noi cu PNL-ul? Păi PNL-ul prin domnul Iohannis a zis că e gata cu pandemia. Ce să mai facem cu cetățenii? Păi nu, amendă de 100 de mii, adică un miliard vechi, omul își face credit să-și facă casă de un miliard și noastră ați propus în proiectul de lege. Cine a propus? UCR-ul cu PNL-ul. Ce prostii spuneți? Dar nici vorbă de așa ceva. A fost inițiativa PNL-ului susținută de USR. Am fost în comisia de muncă. Nici vorbă. Bateți câmpii cu grație. Domnul Pălărie cu domnul Darău, dânsii încă erau foarte supărați că cum sunt împotriva certificatului verde. Nu e adevărat. Eu sunt membru în comisia de sănătate, deci nu știu despre ce vorbiți. Nu, vorbesc de prima dată când a intrat în Senat. În comisia de sănătate din care fac parte, n-a intrat niciun certificat verde. Nu, a intrat în Senat. Eu vorbesc de Senat. Vorbiți din amintire. Camera decizională este camera deputaților din care fac eu parte. Deci nu a existat niciun certificat verde sub nicio formă, pentru că domnul Iohannis a venit și a spus că e gata cu pandemia. După aia când PSD cu PNL, cu USR și cu UDMR s-au înțeles asupra unui document rezonabil, a venit domnul Câțu și a zis tu. Gata. Știți de proiectul PNL susținut de USR cu amendă de un miliard vechi, de 100 de mii de lei? Nu a ajuns. Tomasa v-a zis în limba română la mine, în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Eu vă spun la mine, în Comisia nu de Muncă a fost niciun proiect. Păi îmi spuneți mie ce am pe masă. Nu, eu vă spun ce a fost la mine în Comisia de Muncă. Dar nu spune, la mine pe masă nu a ajuns și decidenții suntem noi, nu voi. Ok. Bine. Bun, domnilor, aici în Comisia Bună România, decidenții suntem noi și trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Le mulțumim, domnilor parlamentari, Emanuel Ungureanu, deputat USR, domnul Călin Matieș, senator al Partidului Social Democrat. Pauză și ne întoarcem. Bună România. Ne întoarcem puțin. Ne întoarcem imediat. Acesta chiar va fi un program special de Revelion pe postul B1 TV și vă invit să-l urmăriți, pentru că vor fi și filme extrem de îndrăgite, vor fi concerte, va fi foarte frumos. Vom avea și o ediție specială. Eu rămân sub această stare de mirare, rămân încrâncenat în mirarea asta. Ce fac acești realizatori, Radu Pietreanu, cum îl cheamă? Încă zici Radu Buzoianu. Și Garcia. Oamenii ăștia remunerează atâția bani în noaptea de Revelion. Păi tu câte luăm pe Revelionul ăla? Nu am luat nimic. Am luat-o încolo spre casă. Ne revedem, nu e Revelionul, dar ne revedem, dar putem arunca o privire și mâine. Mâine facem o recapitulare a ediției speciale Bună România. Așa ne-am propus, da. O recapitulare a evenimentelor frumoase cu care anul ăsta ne-a destins. Luăm o scurtă pauză până mâine să aveți o Românie bună în continuare. Și mâine la 18:05 ne revedem în direct aici la Bună România, toate cele bune.